În mai puțin de o lună, peste 300.000 de elevi de clasa 8-a și a 12-a se întorc la școală ca să se pregătească pentru examene. Ministrul Educației anunță măsuri fără precedent. Copiii vor fi întâmpinați la poartă de un medic. Nu vor sta în clase mai mult de 3 ore în fiecare zi și nu este exclus să treacă prin tuneluri cu dezinfectant. Chiar și așa, mulți părinți se tem să-i trimită înapoi la școală în plină pandemie. Cum le răspunde Monica Anisie, vedeți într-un interviu exclusiv pentru Observator. Doamna ministru, să spunem că nu mai sunteți doamna ministru acum și sunteți mamă, da? Pentru că sunteți mamă. Spuneți-mi dacă v-ați trimite copilul la aceste cursuri de pregătire. Întâi de toate aș evalua situația din familie, aș vedea dacă există vreun risc și de-abia după aceea aș propune copilului să meargă la aceste cursuri de pregătire. Ministerul Educației va lua toate măsurile de siguranță pentru acești copii în momentul în care vor intra pe porțile școlii. Măsuri luate încă de la poartă, unde un medic școlar îi va întâmpina zilnic pe elevi. Li se va lua temperatura, vor fi preluați pe un culoar bine stabilit, vor fi introduși în școală, se vor spăla pe mâini și se vor dezinfecta, vor purta mănuși, li se va da mască de la școală, vor fi conduși de acolo către sala de clasă dezinfectată inițial, igienizată, la distanță unii de ceilalți și cu maximum 10 elevi într-o sală de clasă. Ministerul Educației stabilește doar cadrul general, iar mai apoi fiecare școală poate lua măsuri suplimentare de protecție. De exemplu, multe unități din țară au anunțat deja dotarea cu tuneluri pentru decontaminare, așa cum sunt utilizate la foarte multe spitale din România. Odată ajunși în clasă, elevii de clasa 8-a vor face zilnic cel mult 2 ore, una de matematică, alta de limba română, discipline obligatorii la evaluarea din vară. La clasa a 12-a, pregătirea din școală va dura maximum 3 ore pe zi. Aceste cursuri vor fi supravegheate inclusiv de către reprezentanții ai direcțiilor de sănătate publică. Ne-au scris 10 de elevi că le este frică să se întoarcă la școală. E important ca fiecare elev să aibă acces la pregătirea online. Sunteți părinte, aveți o fată în clasa 8-a, spuneți-mi, o veți trimite la cursurile de pregătire? Nu vreau să o expun. La evaluarea națională este cu totul și cu totul altceva. Vorbim doar de 2 zile, vorbim de circuite care se vor face separat, interacțiunea va fi limitată de-a lungul celor 3 ore. Temeri provoacă și probele orale de la bacalaureat, care nu au miză, pentru că nu influențează media finală, dar care îi pun pe profesori față în față cu zeci de elevi. Ministerul Educației nu exclude să le elimine în timpul pandemiei. De ce nu renunțăm la aceste competențe orale, dacă nu ne ajută la medie? Ne gândim la o soluție și pentru aceste competențe. Nu am luat încă o decizie asupra lor. Probele scrise la bacalaureat începe 22 iunie, dar elevii de clasa 8-a vor fi primii care vor da startul examenelor. Evaluarea națională începe pe 15 iunie.